Accident cumplit seara trecută în municipiul Botoșani. 6 oameni au ajuns la spital în urma inconștienței unui șofer vitezoman care s-a urcat la volan băut și fără permis de conducere. Cursa nebună era transmisă live pe Facebook, iar în imagini se vede cum tânărul lovește în plin un autoturism oprit să acorde prioritate la trecerea de pietoni. Mai mult decât atât, a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a calma spiritele. Vinde pe vremea când ca să te salvezi, noaptea fugeai de haite de maidanezi, golanii făceau facultate să scape de armată. Este momentul impactului violent. O goană nebună pe o stradă din Botoșani transmisă live pe Facebook. Imaginile stau drept mărturie inconștienței care a provocat accidentul în lanț. Cu muzica tare și o viteză excesivă, șoferul lovește în plin din spate un autoturism care oprise la o trecere de pieton pentru a acorda prioritate, chiar în fața spitalului de pediatrie din oraș. Avea oricum viteză, frate. Viteză până cu noi. În impact, mașina lovită se răstoarnă și ajunge pe contrasens într-un alt autoturism care venea din față regulamentar. Unul circula din partea regulamentar, a venit de aici și ăsta a venit l-a bușit pe ăsta de aici din intersecția cu biserica și ăsta l-a bușit și l-a dat pe cap pe ăla, dar puternic. A intrat în plin, a venit din spate viteză. 6 oameni sunt răniți după impactul violent, 4 dintre ei în stare gravă, iar unul dintre șoferii nevinovați are nevoie de descarcerare. Mai multe echipaje de salvare ajung la locul accidentului. Unul dintre autoturisme a fost efectiv răsturnat, iar în acest autoturism se găsea o persoană încarcerată. Am extras persoana și am predat-o echipajului Tim. Martorii spun că șoferul mașinii care a provocat accidentul era băut bine și chiar cu puțin timp înainte și-ar fi cumpărat de la magazin o sticlă de băutură. Bărbatul însă a refuzat să fie testat, ba chiar a devenit recalcitrant cu oamenii legii. Ce infracțiune? Păi da, tu ai condus, da? Tu cu ce drept îmi spui mie să sufăr? Eu sunt într-o stare de șoc, acum ajung tot. Mai mult, individul nu avea nici permis de conducere. A fost nevoie de intervenția mascaților pentru a putea fi transportat la spital, unde i s-au recoltat probe biologice. Apoi a fost dus la audieri. Cine era la volan? Moș Crăciun. Dacă a spus să stai aici... Dar nu mă forțez! Eu dacă vreau stau la focul lucrurilor, dacă nu, tu poți să mă obligi pe mine. Din verificările efectuate în bazele noastre de date, nu figurează permis de conducere. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările în acest caz.